Salut, prieteni! Bine v-am regăsit! Avem astăzi un nou episod de Road to Glory cu Rapidulețul și ne așteaptă trei meciuri interesante de Liga 1. Vom avea pentru primul meci de astăzi, mergem în groapă, ne avem de a juca cu Dinamo, după avem cu FCSB-ul în deplasare, iar pentru ultimul meci mergem la Târgoviște. Ne-am prezentat foarte bine data trecută, am reușit o victorie foarte importantă, 3-2 pe Anfield cu Liverpool și ne-am calificat în primăvara Champions League, 3-1 la Mioveni în Liga 1 și am terminat tot cu un 3-1 cu Craiova. Așadar venim după 3 victorii consecutive și avem un moral foarte, foarte bun, mai ales după această calificare în primăvara Champions League. Urcăm un pic acolo în clasamentul Ligii 1 și suntem pe locul 2 în acest moment. Suntem la un punct de FCSB, așadar cu 3 rezultate pozitive astăzi, 3 victorii, putem urca acolo pe prima poziție. Dar hai să luăm pas cu pas, hai să încercăm să scoatem maximum de la acest meci din deplasare cu Dinamo, să plecăm cu 3 puncte, să plecăm cu dreptul în acest episod și după vedem cum ne vom descurca și cu FCSB-ul. Un pic obosiți, să dăm șansa rezervelor, hai să dăm șansa rezervelor la acest meci cu Dinamo, pentru că venim după meciuri în care n-am avut timp să ne revenim. Am avut undeva la 2-3 zile meciuri și se vede acest lucru, titularii suferă un pic. Jucăm acest meci cu Dinamo cu rezervele, iar la meciul cu FCSB vom intra cu titularii 100%. Sunt tare curios să văd dacă ne continuăm forma foarte bună din ultimul episod, pentru că în acest sezon am suferit foarte mult în Liga 1. Ninge. Ninge în groapă. Și nu-mi convine acest lucru. Sper să nu ne încurce foarte tare acest lucru. Sper să ne ajute, mai ales că avem viteză foarte importantă acolo în atac și probabil va îngreuna fundașii acest teren. Începem Dinamo, o posesie foarte bună, această pasă pentru Banii între linii. Țâră întoarce aici pentru Radu Borcea. Găsește aici pe Sorescu Matei. Reîntoarce la Sorescu și Bazunu are prima intervenție. Începem prost. Prima ocazie aparține dinamoviștilor. Foarte bună pasă asta aici în adâncime. Bazunu însă este la post. Un sezon excelent pentru Bazunu. E din ce în ce mai bun. Face diferența în meciurile importante și ne ajută foarte mult prezența lui acolo în primul 11. Ce pasă bună dă aici Rareș Ilie, Ture încearcă mai departe pentru Rașad, însă este blocat acolo. Ture centrează aici pe Baradoa. Ce finalizare slabă a lui Karamoko. Din drop aici îți vine perfect această minge, doar pui latul peste poartă, însă finalizarea lui Karamoko. Putea fi un contraatac foarte bine dus la capăt. Și am joacă lung aici pentru Țâră. Câștigă Țâră duelul la cap, întoarce acolo Matei Sorescu. Sorescu folosit pe poziție de mijlocaș central, pare. Oh! Ce încăpere să fac aici. Oferim corner cătuit aici. Pirola n-a fost în stare să așeze acea minge pentru Bazunu. Sorescu, Filip, Țâră pentru Matei, centrare blocată, Ture blocat acolo. S-a părut că a fost fault, să nu se denumit centrare aici, destonez la urmă și iese la frate. Începe foarte bine Dinamo, a un atac destul de periculos al nostru, însă doar atât deocamdată. Bogarde joc aici cu Albu, o ce intrare, reușește Albu însă să paseze acolo cu Ghindo, blocat Ghindo. Sorescu joacă aici în adâncime, în partea stângă pentru Țâră, dar spațiu foarte mare Țâră aici, îl ia la mână și îl scoate din joc foarte ușor acolo. Pe Pirola, Bazunu din nou la post, scoate și această minge, centrarea cu Baradoa respinge Albu de acolo, Rarișilie pentru Karamoko. Să vedem dacă putem să creăm un contraatac periculos. Karamoko are spațiu foarte mare, însă nu are continuare. Joc aici cu Ture. Ture
Ce pasă greșită. Pasă de un metru direct la adversar. Borcea. Ce bine mă ocup de acest atac. Se încurcă însă aici Nei Cuțescu cu un alt băiat. Și scăpăm foarte aproape Dinamo să plece pe o contră foarte periculoasă. Rașat se descurcă aici excelent. Rașat joacă mai departe pentru Rare și Lia să nu intre pasa. Sorescu. Sorescu scoate aici la margine pentru Nei Cuțescu. Întoarce Nei Cuțescu la Felic Matei. Din nou Nei Cuțescu. Centrare blocată. Albu. Schimbă poate aici pentru Caramoco. Caramoco nu reușește pasa în adâncime acolo pentru Rașad. Și pleacă din nou Dinamo pe o contră. Nei Cuțescu. Nei Cuțescu centrare în fața porții. Ne-a părut foarte prost. Foarte, foarte prost. Vine banii aici din linia a doua. Trece mingea printre doi jucători de noștri. Însă finalizarea este pe lângă poartă. Scăpăm din nou fără să primim gol. Foarte periculoasă în Dinamo. Creează foarte bine pe acele contraatacuri. Am scăpat deocamdată să primim gol. Rașad are spațiu foarte bun aici. Ture în adâncime pentru Rașad. Blocat acolo și ieșea nu prinde. Deranjează din nou lungă, Eșanu vine însă Bogar de acolo și câștigă cel de la cap. Pasă în adâncime și Ture marchează cu capul. La asta nu mă așteptam. La asta nu mă așteptam. Am jucat pasa asta în adâncime, am crezut că va fi o pasă mai directă, însă se duce boltat așa și avea clar fundașul, avea prim planul acolo. Însă Ture finalizează de lângă fundaș și Eșanu este surprins aici. Ah, cât de bine se impune aici Ture în duelul aerian și îl învinge pe Eșanu. Deschidem scorul înainte de pauză, minutul 43. Matei pentru Sorescu. Banii se întoarce foarte bine aici cu fața. Banii n-are însă continuare și se întoarce, pasează cu Matei. Sorescu vine acolo din linia a doua, blochează Pirola acel șut. Banii pentru Nei Cuțescu, din nou Banii scoate din nou bazulul. Sorescu centrează fața porții și Banii finalizează peste o parte. Doamne, ce e în apărarea noastră? Ce e în apărarea noastră? Scăpăm însă fără gol primit la finalul primei reprize. Foarte slăbuți pe faza defensivă. Putea Dinamo să marcheze destul de ușor, însă am scăpat până la urmă. Trebuie să căutăm golul 2, trebuie să căutăm să mai marcăm în această a doua repriză, pentru că Dinamo pare că are calitate destul de bună și probabil va încerca să caute golul egalizator în această a doua repriză. Scoate Beture și îl băgăm pe Gane acolo în atac. Oh, ce intrare aici. Da, Ghindo. Recuperează Ghindo. Caramoco are spațiu de manevră aici în partea dreaptă. Caramoco. Ne ieșise foarte bine dribul în prima fază, însă după este blocat destul de ușor Caramoco. Recuperăm. Justin joacă în centru pentru Metinio. Metinio îl vede pe Rari și lui aici, bună pasa, preluare perfectă a lui Rari și intră centru. Taie terenul Rari și Lie. Tot aici să mă las cu șut, însă a fost o atingere destul de... O, ce pasă aici, suntem surprinși și 2 contra 1 pe acest contraatac. Țâră în fața porții, reușit să blocăm. Ce pasă acolo, a desfăcut toată apărarea noastră, acea pasă. Așa, nu avem continuare aici și pierde fața lui Popa până la urmă. Țâră. Radu în adâncime aici pentru Banii. Întoarce acesta pentru Țâră. Mai departe pentru Sorescu, blocăm acolo șutul. Și plecăm din nou pe o contră. Caramoco în adâncime aici pentru Ganea. Să prea lent Ganea aici. Rareș Ilie, șut blocat. Recuperează Albu. Să pierde în fața lui Borcea.
Neicuțescu accelerează aici în banda dreaptă. Neicuțescu are viteză bună, să se întoarce aici. Filip. Neicuțescu. Neicuțescu depășește aici foarte ușor acolo pe Ghindo, respinge Bogarde, Albu, Metinio pentru Caramoco. Din nou Metinio, s-a blocat imediat. Bani. Pasă în adâncime aici, reușim să respingem de acolo. Ghindo joacă aici direct pentru Rare și Rien, s-a blocat Matei. Nu mai reușim să plecăm pe contră, pierdem posesia foarte, foarte repede. Șuta lui Necuțescu, pardon, Sărescu, peste Portans. Ultimele 15 minute, intră Mansberg în locul lui Albu, a obosit Albu. Justin joacă aici cu Caramoco, Caramoco îl găsește pe Rashad. Din nou nu avem continuare, din nou pierdem destul de ușor. Banii e preia acolo, joacă în adâncime aici cu Matei, accelerează Matei, Matei! Îl învinge pe bază de data asta. Cât de ușor, cât de ușor pe minor aici. Era de așteptat, dacă nu joci nimic, cât să te ierte adversar? N-avea cum să te ierte atâta timp, atâtea ocazii, da? Că e bine se desprinde aici Matei de lângă Ghindo și îl învinge foarte, foarte simplu pe bazul de data asta. Penibili, suntem penibili, e Caramoco blocat aici Matei. Joacă cu Borcea, banii în adâncime aici pentru Matei. Matei în centru pentru Bani, vine să ajute aici Sorescu, a reușit să recuperăm acolo și putem avea o contră. Rare și Linie joacă aici în loc de linie pentru Linie, direct în afară această pasă ale Rare și Linie, dar foarte, foarte invizibil astăzi Rare și Linie, nici el, nici Rashad nu s-au văzut așa cum mi-aș fi dorit eu. Cam cei mai importanti jucători ai noștri în ultima perioadă pentru echipa a doua, astăzi invizibil practic. Bună deviere asta pentru Mansberg, are spațiu aici Mansberg, destul de mare, pleacă acolo în adâncime Rashad. Rashad! Nu pot să cred, scoate ieșeană. Nu reușește să cadreze acest șut pe colțul lung așa și scoate acolo Eșanu destul de simplu. Blocați aici și plecăm doar cu un egal din rap. Meci foarte slab, meci în care am suferit, meci în care pe fază ofensivă am fost foarte, foarte slabi. Am creat foarte puțin, doar 4 șuturi, vedem Dinamo 9 șuturi a avut. Se impune CFR, se impune și FCSB, ambele cu 3-0 și din nou FCSB-ul se distanțează față de noi. Dar nu știu dacă mai avem șansa să urcăm acolo pe prima poziție. Avem șansa să venim la egalitate de puncte cu FCSB-ul, însă ratăm acea șansă de a fi acolo aproape de ei. Ce meci prost am reușit să facem la debut astăzi. Ce drept, aici putea să dăm lovitura în minutul 90, însă jutul lui Rashad este blocat acolo de Eșanu în minutul 90. Dai gol, pleci cu 3 puncte. Chiar dacă n-ai jucat ceea ce trebuie, chiar dacă n-ai fost prezent acolo în atac cum ar fi trebuit, puteam să câștigăm meciul. Însă Eșanu are o intervenție perfectă. E bine, rămânem acolo sus, nu e asta o problemă, sunt 3 puncte, mai sunt 9 etape de jucat din acest sezon regular. Mai avem timp să trecem peste FCSB-ul până să intrăm în play-off, așadar timp mai este, nu e grab, nu e motiv de îngrijorare deocamdată, dar e clar, nu ne permitem la acest meci cu FCSB-ul decât victoria. Altă variantă nu avem.
Trebuie să mergem și să câștigăm acest meci cu FCSB-ul. Să vedem. Rashad a intrat în ultimele 6 luni și poate pleca liberă de contract. Hai să îi oferim un nou contract. Așa, da, îi oferim pe încă un an de zile. Deocamdată ne bazăm pe el. Nu avem altă variantă mai bună acolo în atac. Gaia nu e ce vrem noi de la un atacant, cu siguranță. E și el o variantă acolo de rezervă, însă nu una foarte, foarte bună. Mamă, dar cât am avut pauză, tată? Pare că a fost pauza de iarnă asta, pentru că am intrat în ianuarie. Oferta pentru Metiniu nu ne interesează. Avem doi portari la Academie care se prezintă destul de bine. Nu vom face niciun transfer în această iarnă, ne vom baza pe ceea ce avem la dispoziție în acest moment. Avem o echipă destul de bună, mai ales că am arătat și în Champions League că am reușit să obținem până la urmă niște rezultate destul de importante cu Atalanta, cu Liverpool, rezultate care ne-au dus în primăvară Champions League. Așadar, am crescut treptat în acest sezon. Am început foarte prost. Atât în Liga 1 cât și în Champions League am început destul de prost sezonul, însă ușor, ușor am urcat acolo și vedem, suntem la 3 puncte de prima poziție, suntem în primăvara Champions League în ianuarie, suntem într-o situație destul de bună. Malmö îl vrea pe Justin Ce, e bine că îl vrea, nu ne interesează să renunțăm la el deocamdată. Dar cât mai avem, bă, pauză? Asta mă interesează pe mine. Ofertă pentru Boboc nu ne interesează, de 14 milioane 700 ofertă pentru Boboc, ofertă destul de bună, însă nu renunțăm la el. Ture este dorit și el de Lazio, Boboc este dorit de Getafe. Da, deja vin echipe importante pentru jucătorii noștri, însă nu avem de ce să renunțăm la ei, mai ales la mijlocul sezonului. Poate la sfârșitul sezonului, când tragi linie și vezi la cine mai poți renunța, poate mai dai drumul la unul, doi jucători, însă la mijlocul sezonului, mijlocul campionatului, n-are rost să renunți la jucători. Mai ales că e foarte greu să aduci înlocuitori. Dar câtă pauză avem, bă, băiatule, nu mai începem și noi mai terminăm pauza asta de iarnă odată? Napoli îl aduce pe Gonçalo Ramos de la Benfica, un transfer foarte bun pentru Napoli, un fundaș central care fizic stă excelent. În sfârșit vom juca în această duminică, pe 21 ianuarie. Jucăm cu FCSB în sfârșit și jucăm pe Național Arena, jucăm în deplasare. Așadar, o nouă deplasare foarte importantă pentru noi. Trebuie să obținem 3 puncte de la acest meci. Se pare că în continuare ninge în capitală. Nu s-a oprit nisoarea de săptămâna trecută de la meciul cu Dinamo, de când tot ninge și tot nu s-a oprit nisoarea. A durat această nisoare, pare că durează de o lună și ceva în România. Beluțe încearcă aici niște finalizări, însă este blocat. Hai să dăm drumul direct la meci, nu ne interesează intro-ul. Stadion plin pe Arena Națională. Destul de nerealist, mai ales când joacă FCSB-ul acasă. Foarte nerealist. Balde joacă aici cu Crepulia. Beluțe pasează aici, însă foarte proastă pasa. Boboc se reușește acolo să țină mingea în posesie pentru noi. Crepulia joacă stânga aici pentru Balde. Mihailă vine aici să ajute Ricky. Accelerează Ricky. Ricky! Ce a fost asta, bă, băiatule? Când vreodată sare Vlad atât de bine? Să înceapă perfect acest șut în colțul lung. Vlad are însă un salt de pe trampolină, altfel nu înțeleg cum ar fi sărit atât de mult și atât de bine. Ce intervenție are aici Vlad?
Crepulia centrează aici, Crepulia însă respinge Cavaliero. Interesant acest nume, nou nume adus la FCSB, probabil adus de Gigica Becali. Keita Valde l-a văzut într-un meci, probabil din Spania. Zic și eu, nu știu, după nume pare spaniol. Recuperăm aici foarte bine Crepulia. Am început foarte bine meciul. Ah, e Caballero, e de la debut pentru că se vede, pare că e un Regens. Mambimbi, se întoarce cu fața Mambimbi. Vine aici Crepulia mai departe pentru Mihailă, din nou Vlad este la post. Pare că îl țintuim pe Vlad aici. Aici nu înțeleg, Mihail are spațiu foarte, foarte mare. Am dat cu cărf, colțul lung, el dă pe mijlocul porții. Și Vlad reține destul de ușor. Drăgușin joacă aici cu Mihailă. Mihail joacă pentru Balde. Mai departe pentru Ricky. Din nou Vlad are o intervenție genială cu piciorul. Ce ocazie, Ricky aici din 2 metri nu reușește să-l învingă pe Vlad. Începem foarte bine acest meci. Ratăm 3 ocazii destul de mare în numai 20 de minute. Altceva față de meciul cu Dinamo. Crepulia blocată aici, nu reușește să paseze mai departe. Tănase în adâncime. Recuperăm din nou destul de repede. Drăgușim pentru Beluțe. Sefer din prima aici pentru Mambimbi. Mambimbi accelerează, Mambimbi joacă aici înapoi, Crepulia pentru Mambimbi, Mambimbi, iar Vlad are nouă intervenție. Pare că este la antrenament. Șuturi pentru Vlad, dați-i să scoată Vlad. Din nou se întinde Vlad aici, incredibil. Deja ocazii foarte, foarte multe la poarta FCSB-ului, însă scapă de 2 ori. Da! La asta nu merge să mai fac. Marchează Ricky cu capul aici la a cincea încercare. Ce faceți, mă? Ce faceți, mă? Da, din poziții mult mai bune, n-am reușit să-l învingem pe Vlad. Îl învingem cu această lovitură de cap, care nu e una foarte, foarte bună, dar se duce acolo în plasă. A reușit să deschidem scorul la a cincea încercare. Ricky câștigă aici duelul la cap. Ai o deviere foarte bine, foarte bună. Se duce până la urmă, vedem, dar aici se duce și mai bine. Devierea se duce lângă bară. Iar Vlad nu mai poate să mai împingă în picioare aici. Nu mai are trampolină de data asta să sară, să scoată și această minci. Deschidem scorul până la urmă, 1-0. FCSB-ul inexistent în acest meci până în minutul 30. Am dominat copios partida și reușim să și marcăm primii până la urmă. Ion, șut, Tănase, Panțăru. Generează Panțăru aici, se întoarce și pasează cu Popescu. Faultăm însă acolo. Boboc îl ia pe sus acolo pe Octavian Popescu, respingem de acolo, Balde creșește însă pasa, Panțurul recuperează, șut în ADG pentru gol și apare și prima ocazie pentru FCSB, după o greșeală noastră aici pe construcție. Să șutul se duce pe lângă. Ghiță. Beluțe pentru Drăgușin. Drăgușin joacă mic cu Balde, mai departe Mihailă. În centru liber Ricky în adâncime aici pentru Mambimbi. Eu am vrut să întorc pentru Mihaila acea pasă, însă el a văzut pe Mambimbi acolo. Respinge Valde însă la un adversar. Ion recuperează, Beluțe e atent aici și el și recuperează. Drăgușin avansează, Drăgușin joacă aici cu Sefer, vine Boboc să ajute. Reprimește Sefer și are spațiu foarte, foarte mare. Sefer mai departe pentru Mihailă. Tati, ce vrei mai mult de atât? Ai avut, cred că e al treilea șut ăsta, dacă nu mă înșel, sau al doilea. De data asta am dat în forță la colțul. N-am mai dat cu cărf, n-am mai dat elegant. Am dat în forță.
Mă prinde poarta din nou. De fapt, de trecut am prins poarta, dar a scos Vlad de la asta, nici măcar nu prinde poarta lui el. 1-0 pauză. Am dominat clar prima repriză, am fost peste adversar, se vede clar calitatea superioară în acest moment față de FCSB, însă mă îngrijorează faptul ce poate să găsește Mamut aici pentru Popescu. Boboche, atent acolo și blochează, superbă pasă. Ce voiam să zic, respingem de acolo prin Ricky Mambimbi mai departe pentru Imun, care nu joacă la noi Mambimbi, dacă ții să te anunț. O șut aici pentru Mamut, Mamut pentru Tănase în adâncime, iese bazonul. Beluțe pentru Boboc. Boboc blocat aici de Panțăru, nu reușim să pasăm acolo. Popescu pentru șut, încearcă o pasă în adâncime, însă e blocat acolo, recuperează Cordea. Cordea în fața porții, scoate bazonul. Ion pentru Tănase, șut, scoate din nou bazonul. Bazonul întoarce, Ghiță blochează acolo cu călcâiul. Bună pasă asta lui Mihail Mambimbi. Ricky vine Balde aici și ajută pe atac. Balde în fața porții, respinge Cristea de acolo. Șut, așează pentru Popescu. Suntem desfăcuți foarte, foarte răfiată apărarea la această fază, însă Mamut nu atacă, se întoarce și pasă de aici cu Tănase. Tănase pentru Mamut, scoate bazonul. Nu mai reușim să recuperăm la fel de bine ca în... această centrală. Nu mai reușim să recuperăm la fel de bine ca în prima repriză și FCSB-ul are câteva ocazii importante în această a doua repriză. Shoot pentru Mamut, întoarce acesta pentru Tănase. Tănase accelerează aici, așează Popescu pentru Tănase, scoate Balde. A fost un duel foarte important astăzi între portarul FCSB-ului, Vlad, și portarul nostru, Bazunu. Intervenții foarte spectaculoase ale celor doi. Mambimbi! Ce să-i mai faci la asta, Vladule, tot? Hai, ce să-i mai faci? 2-0 și închidem meciul până la urmă. Greu, 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 dar până la urmă reușim să marcăm și golul 2. Bun crepurie aici. Trece acolo de un adversar destul de ușor. Aici destul de ușor învins Vlad. Dacă în prima repriză a avut intervenții senzaționale aici, prea ușor, prea ușor primește acest gol. Era practic pe nivelul mingei, însă se aruncă pe spate aici și primește un gol destul de ușor. O nouă diagonală, este bazul acolo. Dar mult mai important, bazunul până la urmă reușește să termine practic. Deocamdată n-am terminat meciul, dar probabil până în acest moment, super, probabil va termina bazunul neînvins acest meci, cel puțin până în acest moment. A reușit să țină poarta intactă. Ricky schimbă în partea aici, joacă cu Mihaila. Mihaila în centru pentru Albu. Blocat Albu aici și a așezat mingea 3 zile și 3 nopți. Și până la urmă e blocat, bineînțeles. Foarte, foarte lent aici în mișcări Albu. Se vede că nu este un atacant. Dacă era acolo Ricky, alta era situația cu siguranță. Sefer, bună preluare aici, Sefer, pleacă acolo, Ricky, în adâncime. Am încercat o scăriță aici, a fost și obsedes. M-am gândit că poate Vlad se aruncă la picioare acolo și îl învingem, însă a stat pe picioare acolo și a reținut. Ion joacă aici în dreapta pentru Cordea, pasă în adâncime pentru Dubiter și până la urmă primim gol.
Naro Bazunu este învins la două pase aici. Cât de ușor venim noi aici. Două pase în adâncime și suntem șahmat. Dumitru marchează minutul 88. Doar pentru o consolare pentru FCSB-ul, pentru că nu mai poate reveni în meci. Țin de minge aici. Mi-e frică pentru că am avut meciuri în care am dominat total adversarul, am ratat ocazii importante și până la urmă am finalizat acel meci prin a pierde puncte foarte importante. Nu se întâmplă și astăzi, bineînțeles. Și plecă cu 3 puncte destul de importante de valoare națională. Reușim să luăm fața, cel puțin pentru un moment, fața FCSB-ului. Vedem posesie de 68%. Am dominat clar FCSB-ul. Da, probabil luăm fața un pic acolo celor de la FCSB în Liga 1. Normal, trebuie să fim pe prima poziție și suntem pe prima poziție, bineînțeles, pentru că ne-am impus în fața lor. CFR Cluj rămâne acolo la 2 puncte pe locul 3 în acest moment. Probabil s-a încurcat CFR-ul în această etapă. Și mai avem încă un meci astăzi de Liga 1, așa cum spuneam la început. Întâlnim Chindia Târgoviște. Hai să mă uit la program, vreau să mă uit să văd cum arată programul, o nouă ofertă pentru Gibril Fanji Touré. Nu ne interesează. Atletico Madrid îl vrea pentru 4 milioane. Sefer, continuă să te prezinți la nivelul ăsta. Până acum, destul de bun, destul de bun Sefer își face treaba acolo. Astăzi n-a fost un jucător important pentru noi, însă e un jucător foarte bun pentru noi în acest moment. Vreau să mă uit la program. Avem o săptămână până la următorul meci cu Clinceni de Liga 1, așadar putem să aruncăm din nou titularii, putem să mai adunăm 3 puncte acolo în Liga 1, deși și cu rezervele, cred eu că am fi putut să câștigăm cu Chindia Târgoviște. Dar îmi doresc să terminăm acest episod cu o nouă victorie și să terminăm acolo pe prima poziție în Liga 1, pentru că am tânjit foarte mult în acest sezon după această poziție. Am început foarte prost, FCSB-ul a fost acolo mai tot timpul, iar abia acum, pe luna ianuarie, reușim să luăm fața FCSB-ului și vreau să terminăm acest episod în fața lor. Hai să tratăm serios și acest meci. Beluțe ne joacă cu Băbăc, Drăgușini, Crepâli, Balde, Mihail. Pleacă acolo Ricky în adâncime. Ricky nu reușește să câștige prin planul Ioniță. Închide acolo foarte bine. Martac joacă lungă, atent, Drăgușini. Crepâli așează aici pentru Balde. Balde pasează greșit, însă Mihail recuperează, pasă în adâncime aici pentru Mambibi. Hai, mă, lasă-mă cu intervenția asta, niciodată n-ai voie să scoți acest șut. Am încercat din nou cu Cârf, colțul lung, din nou portarul adversar, o intervenție perfectă. Seferica joacă scurt aici cu Drăgușin, vine Mambimbi aici, se e blocat până la urmă, să vedem dacă recuperăm aici, da, Valdei atent acolo și recuperează Mihaela, tot aici pentru Boboc, Sefer, din nou Boboc, nu avem opțiuni, unde sunt jucătorii noștri, s-au ascuns, Crepulia, Balde, din nou Crepulia. Schimbăm partea aici la Sefer, are spațiu Sefer aici, Mambimbi, mai departe însă Baxevanu se atent acolo. Nu reușește Drăgușin să câștige acel duel la cap și pleacă pe contraatac aici Chindia, Neguț. Neguț întoarce aici pentru Makarenko, pasă în adâncime pentru Popa, e prea lungă această pasă. Coșmarul nostru din primul sezon, Chindia Târgoviște, care ne-a suflat Cupa României, acea finală în care noi n-am jucat nimic. Încă n-am uitat. Încă n-am uitat coșmarul meu, Chindia.
Ne-am învins și în ultima etapă în acel sezon în Liga 1. Oh, ce ocazie aici, Neguț așează pentru Popa și Bazonul scoate. La vedem Chimia și astăzi, o nucă tare. Cerchez, toace aici pentru Neguț, centrarea lui Neguț, reușim să respingem de acolo. Mambimbi în adâncime pentru Perichi, pentru Mambimbi, pardon, e tocmai invers. Ricky pentru Mambimbi și 1-0. Ricky, excelentă pasă pentru Mambimbi aici în adâncime și Mambimbi nu iartă de data asta. Finalizare simplă, sub transversală, colțul lung. Da, a curs excelent acest contraatac, pasa superbă lui Ricky. Da, îi încurc pe cei doi, pentru că arată aproape la fel. Au cam aceeași frizură, au cam aceeași față, foarte dificil de zis care e unul care e altul. Au și ghetele asemănătoare, foarte, foarte greu de recunoscut cei doi. Beluțe greșește pasa aici, atent, Neguț acolo recuperează Makarenko, diagonală lui Makarenko. Avem reușit, tot. Nu pierdem acolo de la capăt să Bazul o prinde. Bazul l-am tot așteptat să devină un portar important în acest sezon. Este foarte important, scoate cam tot ce este de scos. Ricky din nou pentru Mambibi, însă a fost offside la Ricky aici. Pasă lungă, reușit să respingem de acolo, însă respingem greșit. Dulca, diagonală pentru Neguț. Da, Balde, excelent aici, Balde recuperează Crepulia, Beluțe îl găsește aici pe Sefer liber. Vine Boboc la învăluire. Îl așteaptă aici pe Sefer. Antonio Sefer, cât de aproape se duce acest șut, foarte frumos șutul, însă a fost și un pic deviat aici, așa pur, da. Se duce pe lângă până la urmă, efect foarte ciudat, n-a fost deviat, mi s-a părut că a fost deviat, alunecarea adversarului mi s-a părut clar că a schimbat traiectoria șutului. O nouă diagonală aici, din nou, câștigă adversarul acel duel. O nouă diagonală pentru acest Popadiuc, pare că se caută în diagonale la greu pentru acest Popadiuc. Recâștigă mingea Popadiuc aici, blochează Boboc și după calmă, ghiță pentru Balde. Mai departe, Beluțe, Drăgușin pentru Sefer. Reprimește Băluță. Balde pentru Mihailă, intră Mihailă în centru aici, se bate sus aici de adversar, termina ca bine, doar cu 1-0. La ce drept și Chindia, parcă ne pune probleme, parcă stă bine în defensivă, se apără bine, contracarează destul de bine, contraatacă destul de bine și da, în acest moment doar 1-0. Trebuie să mai marcăm cu siguranță Popa, întoarce aici pentru Makarenko, nu pasă în adâncime pentru Negus de data asta, însă Balde e acolo și recuperează. Ghiță, cearcă o diagonală, Ghiță pentru Sefer, excelentă preluarea lui Sefer în adâncime pentru Bambimbi, însă prea lungă acea pasă, iese Moldovan și prinde. Makarenko. O nouă diagonală lui Makarenko, e acolo Bazul. Așează aici pentru Balde. Balde pentru Mihailă. Mihailă din primul pentru Ricky. Reprimește Mihailă. Hai să vedem dacă ia prin planul Baxevan, o să trimite acolo înapoi la portar. Doamne, cât de precise sunt aceste pase lungi ale celor de la Chindia. Orice pasă lungă, orice diagonală intră. Se duce acolo la jucătorul lor. Din nou pierdem duelul la cap aici după această pasă lungă. Makarenko accelerează aici în bandă, are spațiu de centrare, centrează însă Băluță, blochează. Minutul 60, hai să fim atenți, ultima jumătate de oră.
Baxevanos, să reușim să respingem de acolo. Copa de Iuc încerca să o pasă în adâncime, Baxevanos, acolo mă așteptam să finalizeze, să caute ajutorul la poartă. Copa de Iuc, centrare blocată aici și Băboc recuperează. Mihail de prima aici pentru Sefer, blocat Sefer de rândul. Aruncă Sefer de la margine, Mambimbi a coborât foarte mult pentru a primi această lunge. Băluță pentru Crecuria, Balde îl găsește pe Mihail aici în bandă. Mihail îl depășește aici super ușor pe adversar. Mihail în fața porții și șut blocat. Până la urmă, Moldovan prinde. Păcat de acțiunea lui Mihail, a accelerat foarte bine acolo în bandă. Neguț, Makarenko, Dulca. O nouă pasă în stânga aici la Popadiuc. Popadiuc joacă cu Rumbulacu. Popadiuc. Rumbulacu vine aici cu centrale foarte bună pentru Cerchez. Cerchez, Cerchez. Atent, Drăgușin acolo blochează șutul. Ce pasă bună găsește acolo Rumbulacu. Băluță îl găsește pe Ricky cu această pasă. Blocat aici destul de ușor Ricky. Makarenko, Cerchez trimite greșit, atent acolo Bohoc, recuperează. Drăgușin pentru Crepulia. Îl găsește aici pe Mihail, însă intervine perfect fundașul adversar. Popadiuc preia pe piept și tot el joacă cu capul acea minge. Cerchez. Cerchez, șut, sghiță. Incredibil. Preia pe piept acel șut. Pasă în adâncime pentru Ricky. Hai să vedem aici 2 contra 2. Ricky pasă în adâncime pentru Mambimbi. Atent, Baxevanos din nou blochează acolo. Reușim să respingem Crepulia. Ricky. Se toace cu fața Ricky. Ricky. Cercat o pasă în adâncime acolo. Este fault. Avem o fază fix. Se apută Ricky. Ricky prinde din nou Horațiu. Nu cred că e Horațiu Moldovan, fost un nostru portar. Cred că este alt Moldovan. Baxevanos. Trace aici pentru Martac. Pasă în adâncimea lui Martac. Atent acolo. Reușim să recuperăm până la urmă. Bazunu joacă aici în adâncime. Să nu ne mai lasă arbitrul pentru un nou atac. Un nou atac. Eram acolo 3 versus 2. Plecă cu 3 puncte de la Târgoviște, ceea ce e cel mai important până la urmă. 3 puncte importante care ne mențin acolo pe prima poziție în Liga 1. Așa cum am spus, am suferit foarte mult în Liga 1 în acest sezon. Ne-am dorit foarte tare această poziție. Acest prim loc în Liga 1 și abia astăzi reușim să luăm fața FCSB Bacău. Se pare că am mers la interviuri. Trebuie să fim buni în ambele reprize, nu doar o repriză. Prove a point with a win today. Da, sunt mulțumit până la urmă de determinarea jucătorilor, să spun. Da, a fost mai dificil meciul decât mă așteptam. Până la urmă, victoria, așa cum spuneam, este foarte importantă și asta contează cel mai mult, cele 3 puncte. Bun. Se încheie perioada de transferuri de iarnă imediat. Se termină și această lună, ianuarie, am trecut destul de ușor prin această lună, doar 2 meciuri jucate în această lună, ianuarie. Da, câștigă FCSB-ul și vine acolo lângă noi, la egalitate de puncte. Milan îl vinde pe Tomori la Barça. Interesant, Barcelona o face un transfer foarte bun. Ficaio Tomori, crescut de Chelsea, a ajuns la Milan. Iar în acest moment se transferă la Barça. Foarte interesantă cariera lui Tomori. Primește
oportunitatea de a juca la una dintre cele mai importante echipe din lume. Martel, Eric Martel e dorit, Sefer e dorit de LC 10 milioane. Bine. Nu. Nu. Pentru că nu. Nu. Boboc dorit de PSV. Nu. Am mai spus-o. Nu. Nu mulțumesc. Chiar nu. N-am de ce să renunț. Deocamdată sunt mulțumit. Sunt mulțumit de jucători. Sunt mulțumit de ceea ce avem la dispoziție și chiar nu vreau să renunț la nimeni. Nu vreau să aduc pe nimeni în acest moment. Cred eu că suntem acoperiți pe mai toate pozițiile, iar în acest moment avem un lot destul de bun. Putem acoperi cu rezervele în Liga 1. În Europa putem juca cu titulari fără probleme, mai ales după revenirea lui Rare și Lie și așa de acolo în echipa a doua, e clar. În acest moment suntem destul de bine. Ioani este dorit de Burnley. Sincer, era un transfer interesant a Ioanii la noi, însă nu avem bani. 2.600.000 pare că Burnley a oferit pentru Ioani. Nu e un preț foarte mare, dar din câte mi-aduc eu aminte, bugetul nostru este pe zero în acest moment. Ia să vedem dacă am dreptate. A, nu, bă, avem 8 milioane și o n-am știut. De ce n-am verificat? Mai erau câteva ore, așadar puteam să facem un transfer. În fin, mai mulți bani pentru sezonul viitor. Nu e asta o problemă. Vom încerca sezonul viitor să mai facem ceva transferuri. Da, pă... Deci am început doar cu un egal, 1-1 în groapă, câștigăm cel mai important, până la urmă, cel mai important meci cu Dinamo 2-1, cu FCSB 2-1. Sunt penibil. Și 1-0 la Chindie doar, doar 1-0 la Târgoviște. Data viitoare avem cu Cliceni, deplasare la Faru și acasă cu CFR Cluj, din nou 3 meciuri foarte dificile în Liga 1. Bine, cel cu Clinceni nu fac probleme, însă după jucăm cu Farul, echipa de pe locul 3, și cu CFR Cluj, echipa de pe locul 4. Așadar, două meciuri cu două echipe din play-off data viitoare, după ce și astăzi am avut două derbiuri cu Dinamo și cu FCSB, am scos doar 4 puncte din cele două meciuri. Cam atât pentru astăzi, încheiem aici, prieteni. Mulțumesc pentru atenție, până data viitoare, v-am pupat!